Astăzi m-am pregătit, să spunem așa, o variație pe tema citecelor. M-am gândit că este sezonul, adică fiind spre primăvară-vară, ne-am gândit să vă arătăm, pentru că până la urmă acesta este scopul educativ al asociației, să vă arătăm ce am putea să facem, pornind de la un ingredient atât de simplu și comun, cum ar fi o simplă lămâie, un gref sau un portocal. Așa că am optat să facem 4 produse diferite folosind aceste ingrediente. Ideea este că și dumneavoastră, în cofetăriile voastre, puteți să faceți ceva foarte simplu, foarte bun și spectaculos. Adică să încercăm să nu mergem, adică noi confundăm de obicei chestia asta de încercăm să facem lucruri complicate ca să impresionăm, dar de fapt simplitatea este cea care impresionează, să mănânci ceva foarte simplu, dar extrem, extrem de bun. Așa că am optat astăzi pentru o tartă citron, o tartă de lămâie și ghimbir, o să o pun aici în față ca să o vedeți mai bine. George mă va ajuta, am uitat să vă spun. Este o tartă de lămâie simplă cu ghimbir, adică se pot face atât de multe lucruri frumoase pornind pur și simplu de la un cremeu de lămâie, să spunem, cum ar fi în cazul de față. Este o tartă pur și simplu de migdale și unt, care este umplută cu un culit de mango, iar deasupra este un cremeu în formă de semisferă, în care am pus lămâie, bineînțeles, și ghimbir. Este un pic reinterpretată, dar este o altfel de tartă cu lămâie. Am adus și un exotic, care la fel este pe bază de citrice, lămâie, fructul pasiunii, iar în centru, o să vedeți când o să tăiem, am adăugat pur și simplu o esență de banană, mentă și un blat de fistic. Bineînțeles, este tot un glasaj, un glasaj foarte simplu din fructul pasiunii. Vom merge mai departe, am zis să facem și un chec, pentru că să diversificăm puțin. Este un chec, la fel, foarte simplu. În interior avem fructe uscate și vom face un... deasupra vom avea o cremă chantilly care vom pune gref, pentru că greful este foarte, foarte fresh. Adică o să vedeți, dacă încercați, o să aduce o prospețime extraordinară. Chiar pur și simplu fiind ras, adică nu ai nevoie să faci o cremă pur și simplu. Adaugi pur și simplu gref ras. Și la sfârșit v-am pregătit pentru colegii noștri din bucătărie, ne-am gândit să facem ceva totuși, adică nu numai partea de cofetărie, ceva să poată face și bucătarii. Este un blat foarte simplu, jocont pe care l-am decupat, asta puteți să faceți în bucătăriile voastre o tavă întreagă pe care să o decupați și o să avem un ganaș de lămâie, niște o panine cu lime, zmeură și rețele cu vanilie. O să începem cu cake-ul, da? Să nu trebuie să-mi dați și mie. Pur și simplu avem frișcă. Sunt 500 de grame de frișcă în care am pus 30 de grame de zahăr pudră, pentru că nu sunt adepta prăjiturilor foarte dulci, adică nu vrem să oferim ceva dulce și atât. Ideea este să oferi o emoție, ceva mai mult decât... Așa, și pur și simplu adem... Am optat pentru un dui puțin diferit față de tot ce se folosește acum. Ideea cea mai frumoasă în cofetărie este de fapt că nu avem nicio limită în ceea ce privește decorul sau totul este foarte... Asta e, o să începem.
Ne cerem scuze dacă totul nu arată chiar perfect, pentru că știți cum e, cu o bătărie este destul de greu să joci în deplasare când nu ai tot ce trebuie. Pentru crema șantii puteți să optăm pentru absolut tot ce vreți voi. V-am zis, mie îmi place foarte mult greful în frișcă, este foarte, foarte fresh, dar puteți să folosiți, nu știu, de la lime, cumbaua, orice vă doriți dumneavoastră. Așa. La fel am adus niște, pentru că în interior să vedeți și portocale confiate. O să facem, întotdeauna este bine să folosiți pentru decor ceva ce aveți și în interior. Asta este una dintre regulile, adică, nu știu, să încercăm să renunțăm un pic la menta aceea pusă pe o bucată de tort, tortul casei cu ciocolată, care nu are mentă în interior și menta nu aduce absolut un aport gustativ. Așa e, pentru că de asemenea în interior checul are vanilie, este foarte bine să ne folosim tot ce, adică să nu aruncați, de exemplu, vanilia pe care, batoanele de vanilie. Fie putem, nu știu, de exemplu, să facem un extract de vanilie folosind alcool sau pur și simplu să le lăsăm la uscat și să le folosim la decor ca în cazul de față. Dar mai fi trebuit una, dar nu avem. De ce vreau scuze? Și să-mi faci puțin sau, mă rog, acum asta e, ne adaptăm. Da, avem cu prindu-te. Cer scuze, iau cu degetul, dar... O să intram niște bani de acolo și să fie după. Mersi. Foarte fresh și perfect pentru perioada aceasta. Bineînțeles, voi puteți să faceți iarăși tot ce vă doriți dumneavoastră, adică să folosiți ce este în interior checului. Puteți foarte simplu, adică după câte vedeți, nu a fost nimic complicat, checul durează cam 45 de minute toată până și la idă împreună cu facerea și preparalele. O să trecem mai departe. Așa. Să vă vorbesc un pic despre tarta cu lămâie și ghimbir și mango. La început, să vă spun sincer, făceam o tartă foarte simplă cu
Mă scuzați. O tartă foarte simplă, cu o cremă de lămâie și un bezeaua aceea pe care o băgam la cuptor sau o făceam cu arzător. Este o tartă extraordinară, dar am vrut să mergem un pic mai departe, așa că am optat pentru această tartă cu mango, ghimbir și lămâie. Pentru decor aveți pe partea aceasta de biscuite. Este un biscuit foarte simplu pe care îl amestecăm cu unt arbuș și un pic de zahăr, îl coacem la cuptor și îl pur și simplu măcinăm și îl punem pe masă. Glasajul este la fel, un glasaj simplu de ciocolată arbuș și lămâie. Și ca decor este ceva foarte simplu, pentru că mie îmi place foarte tarta de lămâie, mi s-a părut întotdeauna că lipsește partea aceea crocantă a bezelei. Așa că am optat pentru o bezea coaptă în prealabil. Și o să folosesc niște floricele pentru aspectul primăvăratic. Iar și florile comestibile sunt foarte, foarte frumoase, dar foarte bine într-o vitrină. Amestecăm totul pe rând și...
training de self-crash care poate fi montat în 5 minute. Cine vrea să facă poze cu bine venit? Pe rând.